E raza noastră de soare, că e primul copil și ni l-am dorit. Nu da asta. Sunt momente atunci când spui, bă, gata, nu mai pot și el când te vede că plângi, mami, tati, nu mai plânge, ce ai? Nu mai plânge. Te întărește. Pentru noi înseamnă o speranță pentru cel mic. Boala lor e în costă musculatură, respirație, nu poate să respire, orice răceală e foarte periculoasă. Este un ajutor foarte mare și îi prelungește durata de viață acest tratament. Medicii din România, să ne rugăm la Dumnezeu unii dintre ei. Nu știu foarte multe medicini din România. Și cei de la minister au zis că sunt doar câteva cazuri, în jur de 20 ceva de cazuri. Da, avem încredere. Sunt oameni care chiar ne-au ajutat. Noi ne dorim ca oamenii care au posibilitate și pot să ne ajute. Îi rugăm și le mulțumim. Și pentru noi, orice sumă, cât de mică contează. Nu, numai o zi de spitalizare e 250 de euro.